principala problemă a unui pacient care a trecut printr-un astfel de episod de colică renală este ce poate să facă ca să nu se mai întâmple, pentru că, așa cum unii descriu accidentul vascular cerebral ca cea mai mare durere din viața mea, am avut pacienți care au descris colica renală ca cea mai mare durere din viața mea, femei care au spus că nici la nașterea naturală n-a durut așa de mult și așa mai departe. Deci este o problemă de calitatea vieții și atunci ei sunt interesați foarte mult ce să facă să nu mai facă pietre. Uneori se poate, uneori nu se poate. În primul rând trebuie să bea lichide, nu neapărat mult deodată, câte puțin și des, dar per total puținul ăsta și des adunat să fie 2 litri jumate, poate chiar mai mult dacă e foarte cald afară și pierd multe lichide. În afară de asta, ideal ar fi să știm compoziția pietrei, pentru că dacă știm compoziția pietrei, ne putem gândi la un regim. Unul este regimul pentru oxalați, altul este regimul pentru urați. Se poate încerca schimbarea pH-ului urinar la anumite tipuri de pietre. Dacă pietrele au fost date de infecțiile urinare repetate, atunci ar trebui să găsim o soluție pentru infecțiile astea repetate. În afară de anumite lucruri legate de dietă, pacienții ar trebui să vină la controle anuale și să descopere pietrele cu cât sunt mai mici. Pentru că dacă sunt mai mici, pot fi tratate cu succes medicamentos. În principiu, pietrele până în 7 mm pot răspunde cu succes la tratamentul medicamentos. Există multe preparate, fie fitoterapice, fie chiar medicamente, care încearcă să topească pietrele.